Bună ziua, stimați cetățeni! Împreună cu colegul meu, deputat Alexandru Trupca și alți colegi, astăzi înregistrăm proiectul de lege care vizează activitatea transportului rutier în regim de taxi. Domeniul taximetriei în Republica Moldova se confruntă de câțiva ani cu o problemă majoră, concurență neloială. Proiectul de lege vine cu introducerea obligației deținătorilor de platforme și aplicații de comenzi de taxi să fie înregistrate juridic pe teritoriul Republicii Moldova și să pună spre utilizare aceste sisteme doar prin intermediul operatorilor de transport care prestează servicii de taxi. Astfel, aceste platforme vor fi responsabile fiscal pe teritoriul Republicii Moldova, iar un alt aspect foarte important sunt prețurile care vor fi dictate de piața noastră internă. Totodată, operatorii de transport în regim de taxi vor admite spre conectare la aceste platforme doar mașinile care sunt înregistrate în registrul operatorilor de transport rutier. Pentru o monetarizare corectă, deținătorii platformelor vor prezenta trimestrial Agenției Naționale pentru Transport Auto lista autovehiculilor și șoferilor care au operat cel puțin o dată pe parcursul lunii. Astfel, organele de control vor putea analiza atât activitatea platformelor, cât și a șoferilor. La moment, sunt mașini care, din păcate, prestează servicii de taxi, dar nu sunt înregistrate în registrul Agenției Naționale de Transport Auto. Ne dorim platforme comode și utile, cu posibilități tehnice avansate, dar care vor genera securitatea cetățenilor și corectitudine din partea atât a platformelor, cât și a operatorilor de transport și șoferilor. Urmarea acestor modificări trebuie să crească nivelul de siguranță și confort a serviciilor de transport rutier în regim de taxi. Proiectul de lege vizează și modificări importante ce ține de aspectul fiscal și aici va veni domnul Alex Turpa. Da, bună ziua tuturor! În ce ține de modificările la fiscal, dincolo ce a spus doamna Morozova legat de obligativitatea înregistrării printr-o reprezentanță a platformelor internaționale în Republica Moldova, proiectul de lege vine și cu un șir de modificări de extindere a posibilității de instrumentelor de fiscalizare, introducerea unor instrumente moderne care deja au fost dezvoltate de către Serviciul Fiscal de Stat și Centrul de Tehnologii Informaționale Fiscale. Urmează acum să lărgim și codul transportorilor rutieri care să permită utilizarea acestor instrumente de fiscalizare și în cadrul sistemului transport, respectiv există probabilitatea că în 2-3 luni să avem o creștere a fiscalizării sistemului sau transportului de taxi de câteva ori. Prin comparație, la momentul de față, datele arată că doar circa cel mult 20% din toate cursele de taxi sunt fiscalizate în Republica Moldova, ori prin implementarea acestor modificări vom deschide posibilitatea implementării noilor tehnologii și, respectiv, extinderea numărului de curse fiscalizate. Așteptările noastre sunt cel puțin 60-70% în următoarele 6 luni să fie fiscalizate. De asemenea, ce înseamnă fiscalizare? Înseamnă și creșterea nivelului de securitate al călătorilor, ori un bon fiscal înseamnă și o garantare a calității serviciilor și, respectiv, o posibilitate a călătorului să meargă într-o eventuală situație de nemulțumire pentru calitatea serviciilor prestate la Agenția pentru Protecția Consumatorilor. De asemenea, proiectul de lege prevede și un șir de acțiuni de debirocratizare propuse de către Asociația Transportatorilor Auto în regim de taxi. În special, propunem excluderea obligativității deținerii fizice de către toți șoferii a certificatului de competențe profesionale. Acum acest certificat urmează să fie
doar valabil, iar verificarea lui de către autoritățile responsabile să fie făcută în format digital, așa cum este în cazul permisului sau certificatului de înmatriculare a unității de transport. De asemenea, se propune și extinderea termenului de valabilitate a acestui certificat de la 3 la 5 ani, întrucât există un proces simplu birocratic care obligă pe șoferii profesioniști să-l treacă o dată la 3 ani, ori practica internațională și inclusiv directivele UE recomandă un termen de 5 sau chiar 7 ani. Ne-am decis să ne oprim la 5 ani, să vedem cum merge și ulterior, în cazul în care va exista necesitatea, să-l extindem la termenul maxim recomandat de către directivele UE. De asemenea, suplimentar, proiectul de lege prevede și introducerea unor modificări la codul contravențional, astfel încât să avem o asigurare că în cazul în care prevederile pe care le propunem în proiectul de lege nu vor fi respectate de către transportatori, să existe instrumente suficiente pentru a penaliza aceste încălcări. Cam atât. Mulțumesc mult! Mulțumim! Da, mersi! Mergem!